să alergi fără mască, eu o să mă plimb fără mască în parc. Și mă gândeam să nu anunțăm astăzi că este vineri, că nu vorbim despre mască, nu vorbim despre lucrurile astea. N-ai cum. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. De mâine românii nu vor mai fi obligați să poarte mască de protecție în aer liber, excepție fac locurile aglomerate, stațiile de transport în comun și piețele. Oamenii numără pagubele în urma inundațiilor istorice din județul Satu Mare. Cel puțin 6 localități au fost afectate și peste 100 de persoane au fost evacuate de urgență. Un tânăr din Vaslui a fost reținut pentru că promitea pe internet obținerea permisului de conducere contra cost. Mai multe persoane i-ar fi plătit între 900 și 1600 de euro. Și zeci de containere cu deșeuri au fost verificate de autorități în portul Constanța, Suda Gigea. Transportul venea din Germania. Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi relaxări ale măsurilor restrictive impuse de pandemie. Printre altele, șeful statului a spus că obligativitatea măștii dispare chiar de mâine, 15 mai. Iată principalele declarații. Din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur, rămân excepțiile din exterior, unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public. A doua măsură care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și simultan se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Deci magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut. Activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate, deci cu spectatori. În interior vom avea de asemenea câteva relaxări care încep majoritatea din 1 iunie, când va crește capacitatea de cazare, va crește capacitatea de servire în restaurante și așa mai departe. Câteva detalii. Avem bună oară, nunți, botezuri, mese festive, unde pot participa în exterior, deci în aer liber, începând cu 1 iunie, maximum 70 de persoane, nunți, botezuri, mese festive, în interior, maximum 50 de persoane de la 1 iunie, de la 1 iulie numărul crește, de la 1 august numărul crește. Dar, și aici este foarte important, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate, se renunță la restricționarea numărului de participanți. Similar la, de exemplu, sălile de sport, numărul de participanți este restricționat. Însă dacă organizatorul, managerul sălii de sport garantează că toate persoanele care intră sunt vaccinate, numărul de participanți poate să crească. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și în acest fel majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Așadar, lucrurile arată din ce în ce mai bine. Trebuie să fim însă cumpătați. Și cred vorbeam că asta pe pauza, în timp ce președintele făcea declarație, de faptul că poate că mulți se vor teme să renunțe din start deodată la aproape mască, sigur, nu? Aproape sigur va exista această reținere. Peste 100 de oameni au fost evacuați cu ajutorul bărcilor după ce o rupere de nori a făcut ravagii în județul Satu Mare. Cele mai afectate localități au fost Hurezu Mare și Socond. Zeci de case au fost acoperite de apă și sute de animale au murit înnecate. Filmările făcute cu dron arată ravagiile făcute de apă, case distruse, drumuri care nu se mai văd și sute de hectare de culturi compromise. Iar după amiază, autoritățile locale au anunțat că apele sunt în retragere și fac o evaluare a pagubelor. Thank you.
Cele mai afectate localități au fost Urezu Mare și Socond. Pompierii au evacuat peste 150 de persoane din casele inundate. Apele dezlănțuite au măturat totul în calea lor. Sute de animale au murit înecate. De la 5 jumate am scos copiii, după ce am scos animalele, multe au murit în ele. Am cătresc cu găini, au dus apa, după aia s-au tras acolo apa, după aia căruța, tot. Ia uitați, băieți, ce aici păstâna, uitați, apa, Dunăre, uitați, inundații! A fost un debit istoric, peste 70 de litri de apă în mai puțin de 3 ore. Sunt peste 800 de animale moarte, sunt peste 1000 izolate, 100 și ceva de gospodării care au fost afectate. Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru ca localnicii, ale căror case au fost distruse de viitură, să nu rămână pe străzi. Comuna Socond avem două case care au căzut, două căsuțe de de mici care erau construite la periferia localității, unde avem într-o casă 8 cetățeni care se vor muta prin grija primăriei Socond într-o altă locație și cealaltă casă avem 4 persoane, 2 copii și 2 majori care s-au mutat deja la rude. Pe mai multe râuri din județul Satu Mare, hidrologii au emis cod roșu de inundații. Nici meteorologii nu vin însă cu vești bune pentru perioada următoare. Așa cum ați aflat, una dintre localitățile cele mai afectate de inundații este satul Hurezu Mare. Oamenii sunt disperați după ce casele le-au fost inundate. De altfel, colega noastră Bianca Barobăi a mers acolo și ne arată ce a mai rămas în urma șuvailor de apă. Aceste imagini arată neputința oamenilor de aici. Spre exemplu, ca să ajung la acea locuință, am nevoie de un echipament destul de serios. Apa depășește pe stradă 60 de centimetri și în zonă sunt încă foarte multe locuințe și practic oameni sinistrați. Vorbim totuși de o cantitate uriașă de apă care a rămas aici, iată, la atâtea ore de la ruperea de nori. Cel mai probabil, autoritățile vor ajunge cu pompe speciale și aici, pentru că acum sunt în altă zonă, ca să-i ajute pe oamenii de acolo. Localnicii sunt încă în stare de șoc. Ei spun că în ultimii ani nu s-au confruntat cu asemenea situații. Au pierdut animale, bunuri și, poate cel mai important, hrana zilnică, pentru că toate lucrurile sunt distruse și nu mai pot salva nimic. Controverse privind dosarul alegerilor de la primăria sectorului 1. De unde a pornit totul și ce spun procurorii de la pachetul general, aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. Anchetă în desfășurare la Inspectoratul de Poliție Arad în cazul femeii din localitatea arădeană Buteni, care a fost filmată de mai mulți trecători în timp ce zăcea inconștientă pe stradă. Martorii spun că aceasta ar fi fost bătută de un polițist pentru că nu ar fi purtat masca de protecție. În schimb, reprezentanții PJ Arad susțin că până la această oră nu a fost depusă nicio plângere cu privire la cele întâmplate. Scenele au fost filmate pe o stradă din comuna Buteni, în imagine distribuite masiv pe rețelele de socializare. Se vede cum femeia care agoniza la pământ este ajutată de mai multe persoane să se ridice. Rudele acestei acuză agenții de poliție din Sebeș că au bătut-o până a căzut inconștientă. Totul pentru că nu ar fi purtat masca de protecție. Martorii au fost cei care au sunat la 112. Un echipaj murd a ajuns de urgență la fața locului și a transportat victima la spital. Bătută poliția de la Sebeș, o bătută aici, o leșinat pe drum, nu știu ce-o fac cu nu știu nimic, am venit aici la salvare, o leșinat aici în drum. Poliția că nu se amestrește. Ba ne, pa, ia, pa soacru mi-a bătut aici în drum, ea nu mai știu ce să fac. Poliția că nu se amestrește. Poliția de la Sebeș, ea nu se amestrește, o leșinat aici în drum. Pe viralizarea imaginilor pe internet, poliția a început o anchetă. Polițiștii orașului Sebeș au fost sesizați prin 112 despre faptul că pe raza localității Buteni, o femeie ar fi fost agresată de polițiști. Până la această oră nu a fost depusă nicio plângere cu privire la cele sesizate. Femeia a ajuns la spitalul din INEU pentru îngrijiri medicale. Acolo însă a cerut externarea și a plecat acasă pe propria răspundere.
Un tânăr din Vaslui s-a laudat pe rețelele sociale că poate obține foarte ușor permisia de conducere. El a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă. Cât de reale erau promisiunile lui, știe colega noastră Daria Diaconiu de la Iași. Bună dimineața, Daria! Bună dimineața, Daria! Bun găsit, foarte reale păreau pentru doritorii de obținerea permiselor de conducere foarte, foarte ușor, pentru că tânărul de 28 de ani le spunea că are cunoștințe, funcționari publici care ar putea să îl ajute să le elibereze aceste documente mult dorite de persoanele care îl contactau. A fost foarte ușor pentru el datorită rețelelor de socializare, o metodă care a funcționat cât se poate de bine, fapte care au fost comise în perioada august 2020 martie 2021. Polițiștii au aflat de această situație și practic au mers și au făcut percheziții domiciliare. Au fost inițial date 2 mandate de percheziții pentru acest tânăr și procurorul de caz a dispus cele 24 de ore care au fost date inițial. Astăzi se va vedea în continuare sentința care o va primi acest tânăr, care a reușit să păcălească foarte multe persoane contra unor sume importante între 900 și 1650 de euro pentru fiecare permis. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Daria! Israelul și Palestina sunt la un pas de război și ieri peste 100 de rachete au fost lansate din fâșia Gaza către Țara Sfântă. Gruparea palestiniană Hamas a amenințat că va ataca avioanele care ajung în Israel, chiar și pe cele care doar survolează zona. Între timp, Israelul și-a intensificat raidurile aeriene și au apărut și primele semne că acest conflict ar putea degenera către un război în adevăratul sens al cuvântului, așadar vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Mai multe orașe din Israel, inclusiv Ierusalim și Tel Aviv, au fost lovite de rachetele lansate din fâșia Gaza, iar numărul acestora se ridică la aproximativ 1500 de la începutul săptămânii. Între timp, forțele aeriene israeliene au lovit puncte centrale ale organizației Hamas, iar printre acestea se numără o instituție militară de contraspionaj, o clădire a unei agenții de presă, precum și locuința unui comandant al mișcării islamiste. Președintele palestinian nu este însă dispus să renunțe la atacurile asupra Israelului. إن القدس هي قلب فلسطين وروحها لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال وجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا. În acest timp, imagini șocante au fost difuzate în direct de televiziunea de stat din Israel. Un arab a fost linșat de zeci de persoane în apropiere de Tel Aviv în timpul unui protest al activiștilor de extremă dreaptă. Bărbatul a fost scos cu forța din mașina pe care o conducea și bătut cu bestialitate până când și-a pierdut cunoștința. Ulterior, atacatorii și-au justificat această acțiune prin faptul că bărbatul a încercat să-i calce cu mașina. מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים בשוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. Suntem bombardați într-un fel în fiecare zi și noapte. Până în ultimele 3 zile deja suntem cu 1600 de rachete. Este mărturia cutremurătoare a unei evreice de origine română care locuiește în zona transformată în teatru de război. Lizzie spune că atacul a fost neașteptat și localnici din Eliat abia au avut timp să se adăpostească. În ajutorul lor au fost înființate call centere la care oamenii pot suna și să ceară ajutorul. Lizzie Schwarz este unul dintre voluntari. În Israel, în zilele acestea, există oriunde call center unde oamenii pot ca să ne sune și suntem foarte mulți voluntari la care răspundem oamenilor unde se poate adăposti, unde sunt locațiile, pentru că în Eilat, diferență de centrul Tel Avivului, centrul țării, aici avem doar 30 de secunde pentru a ne găsi un loc de adăpost.
din momentul când racheta vine. În Țara Sfântă Lizie este managerul unei agenții de turism și spune că, din fericire, în acest moment niciun român nu se află pe teritoriul israelian în scopuri turistice. Singurii care se află în calea rachetelor sunt muncitorii români cu rezidență în Israel. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV că România este pregătită să ofere asistență tuturor concetățenilor care au nevoie de ajutor. Până în acest moment nu am primit cereri de asistență consulară din partea cetățenilor români, însă am contactat reprezentanții comunităților de români. Suntem pregătiți să acționăm. Am discutat și cu alte instituții ale statului român care au mai fost implicate în eforturi de sprijin pentru cetățenii români în situații similare. Urmărim, repet, evoluția evenimentelor și vom acționa în funcție de aceasta. Conflictele dintre Israel și Palestina au început în urmă cu 3 zile. În urma atacurilor violente, sute de persoane au fost rănite și alte câteva zeci ucise. Gruparea paramilitară palestiniană Hamas își mărește zona de atac și în acest moment tot teritoriul israelian este în alertă. Dacă până acum ținta rachetelor extremiștilor palestinieni erau orașele Ierusalim și Tel Aviv, acum alarma a sunat în toată țara. Israelienii se tem pentru viața lor, la fel și miile de români care se află acolo. Le este frică că nu se pot întoarce acasă. Bogdan Aurescu, ministrul de externe, susține că reprezentanții României din Israel vor acorda asistență tuturor cetățenilor care au nevoie de ajutor. Suntem bombardați într-un fel în fiecare zi și noapte. Până în ultimele 3 zile deja suntem cu 1600 de rachete. Este mărturia cutremurătoare a unei evreice de origine română care locuiește în zona transformată în teatru de război. Lizzie spune că atacul a fost neașteptat și localnici din Eliat abia au avut timp să se adăpostească. În ajutorul lor au fost înființate call centere la care oamenii pot suna și să ceară ajutorul. Lizzie Schwarz este unul dintre voluntari. În Israel, în zilele acestea, există oriunde call center unde oamenii pot ca să ne sune și suntem foarte mulți voluntari la care răspundem oamenilor unde se poate adăposti, unde sunt locațiile, pentru că în Eilat, diferență de centrul Tel Avivului, centrul țării, aici avem doar 30 de secunde pentru a ne găsi un loc de adăpost din momentul când racheta vine. În Țara Sfântă Lizie... Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 din capital, a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare de către Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Hotărârea instanței vine în urma unui proces care a început în urmă cu, atenție, 6 ani. Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Potrivit procurorilor, fostul primar ar fi primit mai mulți bani de la mai mulți oameni de afaceri pentru a le facilita lucrări în sectorul 5 al capitalei. Prejudiciul calculat care reiese din supraevaluarea proiectului este de peste 15 milioane de euro, din cele 30 de milioane cât ar fi fost evaluate per total. Alături de fostul edil au mai fost trimiși în judecată și angajați ai primăriei, dar și oameni de afaceri care au primit de la 3 până la 8 ani de închisoare cu executare în acest dosar. Dosarul privind presupusa fraudă a alegerilor pentru primăria sectorului 1 naște controverse. După ce în spațiul public a apărut informația că polițiștii și procurorii de la secția specială ar fi descoperit că există o diferență între buletinele de vot existente fizic și numărul de voturi total exprimate, reprezentanții parchetului general vin cu precizări. Colega noastră Maria Băurceanu are mai multe detalii despre acest caz. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața, Maria! Te ascultăm! Bună dimineața! Ancheta secției speciale în cazul alegerilor sectorului 1 nu a fost finalizată. Termenul a fost prelungit până în data de 1 august la cererea Poliției Capitale, care a invocat volumul mare de muncă potrivit parchetului general. Aceste precizări vin, așa cum spuneați și voi, după ce miercuri în spațiul public au apărut mai multe informații, conform cărora există o diferență mare care a reieșit la numărătoare de voturi existente fizic în comparație cu voturile exprimate. Se pare că rezultatul ar fi în defavoarea actualului primar al sectorului 1, Clotilde Arman, care nu ar fi câștigat competiția cu Daniel Tudorache. Așadar, instituția spune că nu, din verificările făcute până acum, nu s-a putut stabili dacă chiar există această diferență și urmează ca pe 1 august instanța să se pronunțe în acest caz. Irina, Daniel?
Mulțumim frumos, Maria. Numărul real al românilor uciși de COVID-19 este mai mare decât cel raportat de autorități. Ministrul Sănătății Ioana Mihăile susține că anul trecut peste 26.000 de oameni au murit din cauza infecției cu noul coronavirus. Însă raportările oficiale ale grupului de comunicare strategică au ajuns doar 16.000 de cazuri. Organizarea raportării deceselor variază de la spital la spital. Unele spitale recunosc neraportarea la direcțiile de sănătate publică din diverse cauze. Există un nivel de cunoaștere în general redus și unele confuzii ale celor care raportează. Nu aș căuta neapărat, din nou, greșeli și vinovați pentru diferențele de raportare, ci m-aș concentra pe o ameliorare a procesului de raportare. La doar o zi după ce a mutat finala Ligii Campionilor la Porto, UEFA i-a dat o veste bună Istanbulului. Orașul va găzdui Supercupa Europei, care ar fi trebuit să se joace la Belfast. Inițial, finala Ligii Campionilor dintre City și Chelsea trebuia să fie organizată de Istanbul. Dar Turcia se află pe lista roșie în ceea ce privește numărul de cazuri de coronavirus. Cum UEFA vrea spectatori la marele duel, a decis să mute meciul la Porto, unde vor avea acces în tribune câte 6.000 de fani de finalistă. Ca o compensație, forul european i-a acordat Istanbulului Supercupa, care se va disputa între învingătoarea dintre finala Ligii Campionilor și echipa care va câștiga Europa League. Villarreal și Manchester United se bat pentru al doilea cel mai important trofeu european. Superregina Europei va fi încoronată pe 11 august. Alte informații vedem în sport chiar acum. Drumuri Brașov a anunțat că a început dezăpezirea Transfăgărășanului. Și așa voiai să faci traseul cu bicicleta, da, nu? Da, încă o dată, este absolut senzațional. Operațiunea se desfășoară pe tronsonul închis, circulației dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții CNAIR spun că această acțiune va dura câteva săptămâni, mai ales că pe unele tronsoane stratul de zăpadă ajunge la 6 metri. Și până sus la lac îs 6 km. Luat pe 3 metri lățime, medie de peste 2 metri grosime, și faceți fiecare un calcul și vedeți cât vă dă. 6 ori 3, 18 ori 2, 36 de mii de metri cubi de material care trebuie dislocat. Aici sub mine stratul de zăpadă are în jur de 3-4 metri. Colegii mei lucrează undeva mai jos. Încercăm să terminăm cât mai repede aceste lucrări, dar vă dați seama că acolo unde stratul de zăpadă este atât de mare încât nici nu se cunoaște în ce direcție merge drumul, munca merge destul de greu. Transfăgărășanul este al doilea cel mai înalt drum din România, cu o altitudine maximă de 2042 de metri. El a devenit celebru printre turiști, inclusiv din afara țării, după ce emisiunea Auto Top Gear i-a dedicat în 2009 un episod special. Ce imagini! Deci, îți jur, e senzațional să dai cu bicicleta pe acolo. Nu ai nici cea mai vagă idee. Faptul că te dai cu mașina e frumos, dar cu bicicleta sau în alergare... Bună dimineața, Marina! Bună dimineața, bună dimineața, bine Marina. M-am găsit. Însă trebuie să aștepți un pic să termine oamenii treaba, da? Pentru că deocamdată este închis drumul. De la 1 iunie, dacă nu mă înșel, se deschide pentru public. Da. Poți să te dai cu bicicleta în București, unde va fi frumos, nu? Da, astăzi o să fie frumos în București. Ploile se mută în jumătatea de nord a țării. Am văzut și mai devreme în jurnal imaginile din Satu Mare, din județul Satu Mare, cu ploile care anunțai acolo că va fi ruptele de nord, da. Exact, da. Pe partea aceea, pe vest, pe sud-vest, chiar am avut cot galben de ploi și vijelii. Și astăzi? Astăzi, spuneam puțin mai devreme, ploile se mută în nordul țării. Nu mă gândeam la Europa, că la România mi-ai zis că se mută. În jumătatea sudică e mai bine. Okay. În Europa
Frumos. Viena. Spune-ne ce se întâmplă la Viena, te rugăm. Hai să vedem harta cu temperaturile din marile orașe. În sud-vestul continentului și în extremitatea de sud-est găsim vreme frumoasă. Cerul va fi variabil și doar izolat e posibil să mai vină câteva picături. Iată, în Lisabona 23 de grade. În restul continentului vor fi norări accentuate și ploi serioase, însoțite și de descărcări electrice. Pe suprafețe mici vor fi căderi de grindină și cantități de apă însemnate. Iar în zonele înalte de munte, precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. La noi, astăzi, ploile se mută în jumătatea de nord a țării și sunt anunțate în special în a doua parte a zilei. În unele locuri vor fi însoțite și de tunete și fulgere și se vor înregistra cantități însemnate de apă peste 25, chiar 35 de litri pe metru pătrat. Nu este exclus să apară și grindina. În celelalte regiuni va fi mult mai bine, după cum puteți vedea. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade, 22 de grade în Buzău. Cam atât pentru moment. Irina, Daniel, mulțumim tare frumos. Mult. Ne-am liniștit. Tot ce e peste 20 de grade e mulțumitor. No? Okay. Pandemia a schimbat total mai toate profesiile, iar pe unele l-a mutat în online. Despre cea mai în vogă meserie de pe internet aflăm la Trend IT după publicitate la Focus la prima oră. Până când noi revenim, vă lăsați să descoperiți Cronica Express a zilei. Oamenii de știință au creat o serie de roboți capabili să învețe singuri și să se adapteze. Cercetătorii din grupul Soft Robotic Matter au arătat că un grup de mici roboți autonomi se pot adapta cu ușurință la circumstanțe în schimbare. Au conectat roboții într-o linie, după care fiecare robot individual s-a învățat să avanseze cât mai repede posibil. În curând, spitalele suport COVID vor reveni la patologiile pe care le tratau anterior. Revenirea spitalelor la tratarea afecțiunilor cărora erau alocate anterior se va face în funcție de scăderea numărului persoanelor internate cu COVID-19. Spitalele Foișor și Colentina sunt printre primele vizate, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. Prețurile locuințelor din România se mențin pe o traiectorie ascendentă. Suma medie solicitată la nivel național de către vânzătorii de apartamente s-a majorat cu 1,2% în aprilie. Pretențiile proprietarilor au fost mai ridicate în toate cele 6 mari orașe, Cluj-Napoca și Bucureștiul nemai situându-se în fruntea clasamentului. Twitter a cumpărat Scroll. Twitter a anunțat că lucrează la noi modalități de monetizare, motiv pentru care a achiziționat Scroll, un serviciu care elimină reclamele de pe site-uri pentru a vinde acces la conținutul acestora pe baza unui abonament. Am revenit și vorbim despre meseria de consilier vestimentar. În online. În 2021, care este departe de a fi una ușoară. Unde mai pui că trebuie să creezi conținut în fiecare zi pentru a atrage cât mai mulți urmăritori. Mai multe detalii despre cea mai în vogă meserie din online aflăm chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Social media te ajută acum să te îmbraci ca un adevărat star și atenție, cu un buget redus. Tot ce trebuie să faceți este să urmăriți un personal shopper din mediul online. Alături de mine este Niculae Stanciu, creator de conținut. Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Ce este un personal shopper? Cred că aș putea să dau și o definiție mai elaborată, dar aș vrea să spun că un personal shopper te ajută foarte mult să ai timp liber pentru tine, dar cumva te scapă și de stresul ăla din fiecare zi în care te afli în fața dulapului și nu știi cu ce să te îmbraci. Meseria aceasta de personal shopper există doar în online? Măi, meseria de personal shopper nu există doar în online, dar acolo te văd oamenii. Că așa a pornit la mine. Eu sunt creator de conținut pe partea de fashion și beauty și automat creând conținut pe această zonă, este normal ca oamenii să mă contacteze pe direcția asta. Personal shopper-ul
are ca și activitate principală mult teren, pentru că trebuie să meargă prin foarte multe magazine și, să spun, partea de online undeva la 20-30% atunci când te folosești de niște site-uri pentru a face rost de itemuri. Bun, deci tu practic postezi în fiecare zi story-uri pe Instagram, da, în care oferi inspirație urmăritorilor tăi. Da, eu aleg niște referințe, da, referințe cu mari vedete sau mari influenceri care se îmbracă de la casele mari de modă și eu vin cu niște propuneri de ținute realizate cu itemuri mass market la un buget mult mai mic. Eu cred că toți ne dorim să fim îmbrăcați ca Victoria Beckham, ca David Beckham, ca Mariano Di Vaio, dar poate n-avem bugetul lor și atunci ne folosim de aceste magazine mass market. Așadar, un outfit care pe o vedetă ar ajunge undeva la $1000, da, tu îl creezi în așa fel încât cei care te urmăresc pe tine să nu depășească un buget de, nu știu, 200 de euro? Sunt ținute pe care le fac sub 200 de euro. De exemplu, în lei am făcut și ținute de 400 de lei. Este foarte important atunci când noi ne alegem să mergem la cumpărături pentru o ținută și avem un buget, de exemplu, este important să nu luăm accesorizarea pentru că nu face parte din buget. Ne referim strict la itemurile principale. Statement, jacheta, o bluză, o pereche de pantaloni. Avem un exemplu de ținută celebră a Victoriei Beckham, ținută pe care tu ai realizat-o din ce buget? Hai să calculăm, ce zici? Păi avem așa, topul este 30 de lei, cu pantalonii 130, avem până acum 160 de lei, facem și matematică, și cu sacou care este 300 de lei, cu 160, 460 de lei această ținută. Am spus că nu punem accesorizarea, dar oricum, sandalele sunt 99 de lei, pentru că sunt, le-am căutat pe un site, sunt la un preț redus și setul de inele 12 lei. Foarte important este că stilul unei persoane nu îl stabilești văzând o poză cu el îmbrăcat, ci prin discuție. Afli pasiunile lui, afli cum este el ca om, afli ce acțiune are el în societate, afli jobul lui și abia la final, bineînțeles, după ce vezi poza și vezi cum este îmbrăcat, la final poți să-i spui exact, să-l încadrezi cumva într-un stil. E important de precizat faptul că tu ești primul și singurul creator de conținut care postează absolut în fiecare zi astfel de story-uri, nu? Da, așa vreau să cred. Într-adevăr, este o muncă destul de mare în spate. Mi-au undeva la 2-3 ore să fac aceste materiale, pentru că, așa cum ți-am spus, caut itemuri la preț ok și să fie conform referinței și importantă și referința pe care o alegi, pentru că vreau să ofer cumva diversitate. Spuneai mai devreme că ți-a câteva ore să realizezi un astfel de story, dar în același timp există acum platforme care au instalat această funcție de căutare prin imagini. Așadar, tu încarci outfitul respectiv, după care sunt afișate toate posibilitățile de a crea acel outfit. Deci deja ar exista platforme care ar face această muncă de personal shopper. Sigur, dar mie toată treaba asta mi se pare cumva impersonală, pentru că nu întotdeauna se pupă ceea ce este scris. Adică, să luăm un exemplu, pentru o persoană supraponderală, da, este recomandat să poarte pantaloni evazați, cu talie înaltă. Din experiența mea am întâlnit clienți care acești pantaloni îi făceau super grași. Pentru că nu se pupă, adică e foarte important să fii acolo prezent și să-i explici toate sfaturile. Zic eu că reacțiile urmăritorilor mei sunt cele mai importante și chiar sunt foarte prinși de treaba asta și mă bucur că îi ajută. Mulțumesc, Neculai! Mulțumesc, Bianca! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Mulțumesc, Neculai. Mulțumesc, Bianca. Frumoasă meserie, nu? Da. Echitația câștigă tot mai mult teren în România, iar pentru pasionați, lângă București există poate cel mai mare centru de agrement din țară, unde atât adulți cât și copii pot practica acest sport. Cât costă cursurile de echitație și care sunt cheltuielile deținerii unui cal, aflăm chiar acum de la colegul nostru, Constantin Opriș.
Bună dimineața, bine v-am găsit! Poate una dintre cele mai frumoase activități sportive, cea ecvestră, cea de echitație. Suntem și noi la unul dintre cele mai mari și cele mai frumoase centre de echitație de lângă București, de unde vreau să aflăm împreună ce înseamnă echitația, ce înseamnă să faci performanță și cam care ar fi, să spunem, costurile deținerii unui cal. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, bine ați venit! Felicitări în primul rând pentru ce faceți aici la centrul ecvest de lângă București. Mulțumesc! Nu sunt singur. Suntem o întreagă echipă, sportivi, îngrijitori, antrenori. Domnul Marin, ce înseamnă să faci echitație în România și este într-adevăr așa de scumpă precum pare? La prima vedere pare scumpă echitația, dar să știți că se încadrează în costurile, hai să zicem așa, mediu, puțin peste mediu față de alte sporturi. Uh-huh. Spre exemplu, cum este și tenisul, fotbalul, toate necesită cheltuieli, investiții. A fost o perioadă destul de complicată, mai ales pentru genul acesta de activități. Cum a influențat perioada negativă? Nici n-aș mai vrea să mai folosesc cuvântul pandemie. Da. Activitatea și business-ul de echitație de aici. În general a fost afectat datorită faptului că nu s-au mai putut ține competițiile în mod normal. Publicul a fost lipsit de plăcerea de a urmări aceste spectacole ecvestre. Din nou un minus faptul că n-am mai putut organiza evenimente gen team building-uri, workshop-uri, care ar fi fost foarte benefice pentru club. Deținerea unui cal bănuiesc că înseamnă o responsabilitate extrem de mare, să vii periodic, să-l vizitezi și multe alte responsabilități la pachet. Care ar fi costul pentru cineva care, să spunem, ar vrea să își aducă calul aici la dumneavoastră? Mă așteptam să mă întrebați de beneficiile oamenilor care au cai. Costurile sunt... nu sunt extraordinar de mari. Costul unei pensiuni înseamnă în jur de 400 de euro, hrană, aliment, deci hrană, îngrijire, folosirea facilităților cluburilor, a terenurilor. Dați-mi, vă rog, un hint pentru familiile care au copii și ar vrea să-și aducă copilul la echitație. Cât ar costa, să spunem, lecția sau un abonament? O lecție de echitație este în jur de 100 de lei. Bineînțeles, la un abonament de 10 lecții, practic o lecție este gratis, fiind 900 de lei. Și... pe lângă asta, echipamentul necesar pe care trebuie să-l și-l procure. Domnul Marin, dar o întrebare destul de interesantă aș putea spune, pentru că România reprezintă, din punct de vedere, să spunem, sportiv pe harta competițiilor sportive a mai multor domenii, un nivel de performanță extrem de ridicat. Bănuiesc că și în echitație este la fel. Avem performanță? Performanțele, în primul rând, sunt date de nivelul de investiții. Deci dacă nu se investește în cal sportiv și baze sportive, nu se poate obține. De când au apărut, de când am apărut noi cu această bază sportivă care este la un nivel, de nivel european, de nivel ridicat chiar, nici în Europa nu găsim foarte multe baze sportive de genul ăsta, au început să se dezvolte. Pentru cineva care vrea să facă performanță, ce presupune acest lucru? Pasiune, în primul rând. Deci pasiune, investiție, muncă. Domnul Marin, vă mulțumim frumos pentru prezența astăzi dimineața la Focus la prima oră și pentru informațiile extrem de valoroase, importante pe care ni le-ați livrat și vă mulțumim tare că ne-ați primit astăzi aici în manej. Vă așteptăm oricând cu mare plăcere și vă așteptăm și sus pe cal. E bine, aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Noi ne revedem în câteva minute la 8 fix. Rămâneți alături de noi. Rămâneți alături de noi. Vrei carne de conducere? Nu, mulțumesc, am. Hai, 900 de euro și te rezolv. Prin metoda aceea? Da. A revenit, doamnele și domnilor, ora 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. De mâine, românii nu vor mai fi obligați să poarte mască de protecție în aer liber, excepție fac locurile aglomerate, stațiile de transport în comun și piețele. Un tânăr din Vaslui a fost reținut pentru că promitea pe internet obținerea permisului de conducere contra cost. Mai multe persoane i-ar fi plătit între 900 și 1600 de euro. Oamenii numără pagubele în urma inundațiilor istorice din județul Satu Mare. Cel puțin 6 localități au fost afectate și peste 100 de persoane au fost evacuate de urgență.
70 de containere cu deșeuri au fost verificate de autorități în portul Constanța Sud Agigea. Transportul venea din Germania. Și știrea acestei zile vine din declarația de ieri a președintelui Klaus Iohannis, care a anunțat relaxarea măsurilor de restricții impuse de pandemie. Din discursul președintelui, cel mai important lucru e faptul că de mâine, de la ora 0, nu vom mai fi obligați să purtăm masca de protecție atunci când ieșim afară. Și restul lucrurilor pe care le-au anunțat sunt la fel de importante. Vă invităm să le ascultați și dumneavoastră. Din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur, rămân excepțiile din exterior unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public. A doua măsură care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și simultan se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și în acest fel majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Ploile torențiale au făcut prăpăd în nord-vestul țării. A plouat atât de tare și de mult încât zeci de case au fost acoperite de ape și sute de animale au murit înnecate. Peste 100 de oameni au fost evacuați cu ajutorul bărcilor. Cele mai afectate localități din județul Satu Mare au fost Hurezu Mare și Socond. Filmările făcute cu dronă arată ravagiile făcute de apă, case distruse, drumuri care nu se mai văd și sute de hectare de culturi compromise. Iar după amiază, autoritățile locale au anunțat că apele sunt în retragere și fac o evaluare a pagubelor. Cele mai afectate localități au fost Hurezu Mare și Socond. Pompierii au evacuat peste 150 de persoane din casele inundate. Apele dezlănțuite au măturat totul în calea lor. Sute de animale au murit înnecate. De la 5:30 am început, am scos copiii, după ce am scos animalele, multe au murit în ele, au încătresc cu găini, au dus apa, după aia s-au tras acolo apa, după aia căruța, tot. Ia uitați, băieți, ce aici păstrână, uitați, apa, Dunăre, uitați, inundații! A fost un debit istoric, peste 70 de litri de apă în mai puțin de 3 ore. Sunt peste 800 de animale moarte, sunt peste 1000 izolate, 100 și ceva de gospodării care au fost afectate. Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru ca localnicii ale căror case au fost distruse de viitură să nu rămână pe străzi. În comuna Socond avem două case care au căzut, două căsuțe de de mici care erau construite la periferia localității, unde avem într-o casă 8 cetățeni care se vor muta prin grija primăriei Socond într-o altă locație și cealaltă casă avem 4 persoane, 2 copii și 2 majori care s-au mutat deja la rude. Pe mai multe râuri din județul Satu Mare, hidrologii au emis cod roșu de inundații. Nici meteorologii nu vin însă cu vești bune pentru perioada următoare. După ce toată România a intrat în scenariul verde, au fost adoptate noi măsuri. Despre relaxarea anunțată de președinte, despre decesele COVID raportate greșit, dar și despre alte subiecte ale acestei săptămâni, vorbim cu Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic, în câteva minute la Focus la Prima Oră. Polițiștii din Dorohoi au arestat un bărbat care timp de 2 ani și-a agresat sexual fiicele vitrege. La fel de șocant este faptul că bărbatul a anunțat poliția acum o lună că una dintre fete a fost violată de un individ necunoscut din localitate. Mai multe detalii aflăm de la colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bun găsit, Cristian!
Bună dimineața! Agresiunile bărbatului au apărut în urmă cu 2 ani, la scurt timp după ce mama fetelor a început să trăiască în concubinaj cu acesta. Cele două minore de 12 și 15 ani în momentul de față s-au mutat alături de mama lor în casa bărbatului, acolo unde acesta a început să profite de ele. Fiica cea mare însă nu a suportat pentru mult timp ticăloșiile individului și a fugit de acasă găsindu-și un iubit. Acum, când relațiile în familie au început să se înrăutățească, agresorul a mers la poliție și a reclamat violurile asupra fiicei mai mari. A aruncat însă vina pe un bărbat necunoscut din comuna în care locuiesc cu toții. Le-a amenințat pe cele două fete și le-a determinat să mintă în fața anchetatorilor, însă polițiștii au hotărât să facă cercetări suplimentare, întrucât lucrurile păreau să nu se lege. Au ajuns chiar să ascundă microfoane în casa bărbatului și asupra celor două minore, iar din discuțiile înregistrate a ieșit la suprafață și adevărul. Ulterior, și cele două fete au spus tot ce s-a întâmplat în fața polițiștilor și s-a ajuns la constatarea că cel care le-a abuzat a fost chiar tatăl lor vitreg. Acum, individul a ajuns ieri în fața magistraților de la judecătoria Dorohoi, iar aceștia au decis să îl placeze în arest preventiv de 30 de zile. Bărbatul riscă acum ani grei de închisoare. Cele două fete au fost luate din sânul familiei și predate în grija celor de la protecția copilului. Atât de aici. La revedere! O femeie dintr-o localitate aradeană a fost filmată în timp ce zăcea inconștientă pe stradă. Martorii spun că aceasta ar fi fost bătută de un polițist pentru că nu ar fi purtat masca de protecție. Acesta este motivul pentru care a fost declanșată o anchetă în cadrul Inspectoratului de Poliție Arad, cu toate că reprezentanții acestuia susțin că până la această oră nu a fost depusă nicio plângere cu privire la cele întâmplate. Scenele au fost filmate pe o stradă din comuna Buteni. În imaginile distribuite masiv pe rețelele de socializare, se vede cum femeia care agoniza la pământ este ajutată de mai multe persoane să se ridice. Rudele acesteia acuză agenții de poliție din Sebeș că au bătut-o până a căzut inconștientă. Totul pentru că nu ar fi purtat masca de protecție. Martorii au fost cei care au sunat la 112. Un echipaj murd a ajuns de urgență la fața locului și a transportat victima la spital. Poliția de la Sebeș a bătut-o aici, a leșinat pe drum, nu știu ce o fac cu nu știu nimic, că m-am venit aici la salvare, a leșinat aici în drum. Spune că nu s-a mai trezește. Pe soacru mi-a bătut aici în drum, ea nu mai știu ce să fac. Spune că nu s-a mai trezește. Poliția de la Sebeș, ea nu s-a mai trezește, a leșinat aici în drum. Pe viralizarea imaginilor pe internet, poliția a început o anchetă. Polițiștii orașului Sebeș au fost sesizați prin 112 despre faptul că pe raza localității Buteni o femeie ar fi fost agresată de polițiști. Până la această oră nu a fost depusă nicio plângere cu privire la cele sesizate. Femeia a ajuns la spitalul din INEU pentru îngrijiri medicale. Acolo însă a cerut externarea și a plecat acasă pe propria răspundere. Infractorii nu au înțeles că și polițiștii pot urmări ce se întâmplă pe rețelele sociale. Așa e. Un tânăr din Vaslui s-a lăudat pe una dintre ele că poate obține foarte ușor permise de conducere. Polițiștii au văzut imaginile și l-au reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă. Cât de reale erau promisiunile lui știe colega noastră Daria Diaconiuc. Bun găsit, Daria! Bună dimineața, Daria! Bine te-am găsit! Bun găsit și vouă. Într-adevăr, extrem de reale păreau aceste promisiuni, pentru că tânărul de 28 de ani reușea foarte ușor să-și găsească aceste victime pe rețelele de socializare și, practic, contra unor sume între 900 și 1650 de euro, reușea să le facă rost de permisele, spunea el, pentru că ar fi avut funcționari publici care ar putea să faciliteze acest aspect și, iată, cei care își doreau o permise de conducere
conducere puteau să le aibă foarte ușor. O metodă cu care el a practicat toate aceste aspecte în perioada august 2020-martie 2021, o perioadă destul de îndelungată, iar polițiștii au intrat pe fir, au făcut și percheziții domiciliare și iată că s-a ajuns la cele 24 de ore care au fost date acestui tânăr. Practic, polițiștii vor să afle câte persoane au fost păcălite prin această metodă până acum de tânărul de 28 de ani, abilitățile lui fiind deja recunoscute pentru această perioadă de timp, și astăzi la Tribunalul din Vaslui se va decide care va fi pedeapsa lui în continuare. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Daria. Situația e tot mai tensionată în Orientul Mijlociu și asta arată un posibil război între Israel și autoritatea palestiniană. Și ieri peste 100 de rachete au fost lansate din fâșia Gaza către Țara Sfântă, iar gruparea palestiniană Hamas a amenințat că va ataca avioanele care ajung în Israel, chiar și pe cele care doar survolează zona. Între timp, Israelul și-a intensificat raidurile aeriene și au apărut și primele semne că acest conflict ar putea degenera către un război în adevăratul sens al cuvântului. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Mai multe orașe din Israel, inclusiv Ierusalim și Tel Aviv, au fost lovite de rachetele lansate din fâșia Gaza, iar numărul acestora se ridică la aproximativ 1500 de la începutul săptămânii. Între timp, forțele aeriene israeliene au lovit puncte centrale ale organizației Hamas, iar printre acestea se numără o instituție militară de contraspionaj, o clădire a unei agenții de presă, precum și locuința unui comandant al mișcării islamiste. Președintele palestinian nu este însă dispus să renunțe la atacurile asupra Israelului. إن القدس هي قلب فلسطين وروحها لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال وجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا. În acest timp, imagini șocante au fost difuzate în direct de televiziunea de stat din Israel. Un arab a fost linșat de zeci de persoane în apropiere de Tel Aviv în timpul unui protest al activiștilor de extremă dreaptă. Bărbatul a fost scos cu forța din mașina pe care o conducea și bătut cu bestialitate până când și-a pierdut cunoștința. Ulterior, atacatorii și-au justificat această acțiune prin faptul că bărbatul a încercat să-i calce cu mașina. מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים בשוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. Suntem bombardați într-un fel în fiecare zi și noapte. Până în ultimele trei zile deja suntem cu 1600 de rachete. Este mărturia cutremurătoare a unei evreice de origine română care locuiește în zona transformată în teatru de război. Lizzie spune că atacul a fost neașteptat și localnici din Eliat abia au avut timp să se adăpostească. În ajutorul lor au fost înființate call centere la care oamenii pot suna și să ceară ajutorul. Lizzie Schwarz este unul dintre voluntari. În Israel, în zilele acestea, există oriunde call center unde oamenii pot ca să ne sune și suntem foarte mulți voluntari la care răspundem oamenilor unde se poate adăposti, unde sunt locațiile, pentru că în Eilat, diferență de centrul Tel Avivului, centrul țării, aici avem doar 30 de secunde pentru a ne găsi un loc de adăpost din momentul când racheta vine. În Țara Sfântă, Lizzie este managerul unei agenții de turism și spune că, din fericire, în acest moment niciun român nu se află pe teritoriul israelian în scopuri turistice. Singurii care se află în calea rachetelor sunt muncitorii români cu rezidență în Israel. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV că România este pregătită să ofere asistență tuturor concetățenilor care au nevoie de ajutor. Până în acest moment nu am primit cereri de asistență consulară din partea cetățenilor români, însă am contactat reprezentanții comunităților de români. Suntem pregătiți să acționăm. Am discutat și cu alte instituții ale statului român care au mai fost implicate în eforturi de sprijin pentru cetățenii români în situații similare.
Urmărim, repet, evoluția evenimentelor și vom acționa în funcție de aceasta. Conflictele dintre Israel și Palestina au început în urmă cu 3 zile. În urma atacurilor violente, sute de persoane au fost rănite și alte câteva zeci ucise. Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 din capitală, a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare de către Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Hotărârea instanței vine în urma unui proces care a început în urmă cu 6 ani. Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Potrivit procurorilor, fostul primar ar fi primit mai mulți bani de la mai mulți oameni de afaceri pentru a le facilita lucrări în sectorul 5 al capitalei. Prejudiciul calculat, care reiese din supraevaluarea proiectelor, e de peste 15 milioane de euro. Din cele 30, cât ar fi fost evaluate per total? Alături de fostul edil au mai fost trimiși în judecată și angajați ai primăriei, dar și oameni de afaceri care au primit de la 3 până la 8 ani de închisoare cu executare în acest dosar. Dosarul privind presupusa fraudare a legilor pentru primăria sectorului 1 naște controverse. După ce în spațiu public a apărut informația că polițiștii și procurorii de la secția specială ar fi descoperit că există o diferență între buletinele de vot existente fizic și numărul total de voturi exprimate, reprezentanții parchetului general vin cu precizări. Colega noastră, Maria Băurceanu, are mai multe detalii despre acest caz. Bună dimineața! Ancheta secției speciale în cazul alegerilor sectorului 1 nu a fost finalizată. Termenul a fost prelungit până în data de 1 august la cererea Poliției Capitale, care a invocat volumul mare de muncă potrivit parchetului general. Aceste precizări vin, așa cum spuneați și voi, după ce miercuri în spațiul public au apărut mai multe informații, conform cărora există o diferență mare care a reieșit la numărătoare de voturi existente fizic în comparație cu voturile exprimate. Se pare că rezultatul ar fi în defavoarea actorului primar al sectorului 1, Clotilde Arman, care nu ar fi câștigat competiția cu Daniel Tudorache. Așadar, instituția spune că nu, din verificările făcute până acum, nu s-a putut stabili dacă chiar există această diferență și urmează ca pe 1 august instanța să se pronunțe în acest caz. Irina Daniel. Colegul nostru Sebastian Zacma, realizatorul emisiunii Insider Politic, este acum alături de noi. Bun găsit, Sebastian! Bună dimineața! Bun găsit. Mi-a plăcut foarte tare ziua de ieri. Am văzut pe domnul președinte care a ieșit și a spus, jos mască. Da, s-a încheiat un cerc. Știți, domnul președinte, tot domnul președinte a ieșit anul trecut și a spus, trebuie să stăm în case acum un an și două luni, trebuie să purtăm mască, trebuie să facem sacrificii și iată și-a asumat și acest rol mult mai lejer de a anunța revenirea, practic, la normalitate. Dar oare s-a încheiat cercul, Sebastian? Așa sper. Este un pariu riscant aici, la asta mă gândeam, ce a făcut președintele ieri. E un pariu riscant nu doar pentru el, ci pentru întreg guvernul și pentru întreg PNL-ul, aș spune, pentru că dacă România va fi lovită de un val 4, cel care va conta va fi guvernul, nu neapărat președintele. Președintele este la al doilea mandat, mai are 3 ani și apoi se poate... Florin, că ți-o pare destul de încrezător că ne vaccinăm într-un ritm atât de susținut încât putem să nu ne gândim neapărat la un val 4. Îți dau dreptate, dar ieri m-am uitat și la conferința de presă a premierului Florin Câțu, care cu vreo 2 ore înainte să meargă la Cotroceni, spunea că este exclus să renunțăm la mască înainte de 1 iunie. Ori, în drumul exact de la Palatul Victoria până la Palatul Cotroceni, brusc a trăit o epifanie și ne-a anunțat apoi președintele că putem să revenim. Cum zicea la tata, a primit un telefon pe firul scurt. Aici e vorba strict despre niște calcule politice și de obicei spuneam că toate deciziile care s-au luat în acest an s-au luat cu un ochi la sondajele de opinie. Acum au fost ațintiți amândoi ochii pe sondajele de opinie și o să vă spun puțin contextul politic, pentru că guvernul nu stă foarte grozav în încrederea populației. Urmează un congres la PNL în care va fi o luptă între premierul Florin Câțu și președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban și tot ce face acum președintele Klaus Iohannis este să transfere din puterea și din imaginea sa către premierul Florin Câțu. Dacă acest pariu va fi câștigător și România va scăpa de valul 4, iar restricțiile vor fi treptat ridicate până în toamnă, atunci când, iată, este programat și congresul PNL, Florin Câțu este marele favorit să devină președintele liberalilor și să rămână în continuare la Palatul Victoria. Deci vorbim deja despre un tandem Klaus Iohannis-Florin Câțu. Ca să nu-i spun binom.
Sebastian, schimb puțin subiectul. Fâșia Gaza. O să la ai în emisiune pe ministrul de externe Bogdan Aurescu. Care e strategia noastră, strategia României? Strategia noastră este să fim moderați acolo, în Orientul Mijlociu, și mi se pare o strategie bună. M-am uitat și la ultima vizită a ministrului de externe, chiar Bogdan Aurescu a fost în zonă și a vizitat atât Tel Avivul, s-a dus în vizită oficială și la Tel Aviv și în același timp și în Palestina la Ramallah. Deci interesul României aici este să-și mențină parteneriatul puternic pe care îl are acolo în regiune cu Israel, însă statul român are și afaceri foarte importante cu partea arabă. Ce mă interesează cel mai mult, nu neapărat ca jurnalist, ci ca cetățean, e ca românii, comunitățile românești de acolo și din Gaza, pentru că sunt români și acolo, și din Israel, să nu fie victimele a ceea ce am văzut zilele trecute, acea ploaie de bombe. Mai degrabă românii preferau Israelul pentru o destinație de vacanță, ori vedem acum este un război în toată regula acum și am vorbit cu ministrul Bogdan Aurescu despre asta, este un subiect pe care l-am tratat pe larg în emisiune, așa că vă recomand să vă uitați duminică la ora 11. Așa despre expansiunea Rusiei ai vorbit cu dumneavoastră? Și despre expansiunea Rusiei și despre summitul B9 organizat de președintele Klaus Iohannis la București. L-am tachinat puțin dacă intervenția președintelui Joe Biden online la acest summit poate fi considerată o întrevedere oficială diplomatică la nivel înalt. Și răspunsul? Răspunsul duminică, nu vă dau răspunsul, fac doar un teaser astăzi. Am mai vorbit despre ridicarea vizelor pentru SUA, pentru că România, alături de doar 3 state din Uniunea Europeană, nu are acest beneficiu, deși legislația europeană prevede clar reciprocitate între Uniunea Europeană și SUA când vine vorba de vize, și am mai vorbit și alte lucruri. Și multe altele. Mie mi s-a părut foarte interesantă declarația de ieri a Ministrului Sănătății, care a confirmat prin intermediul raportului, despre care de altfel am și discutat, și mă gândeam, oare acum ce se întâmplă cu Vlad Voiculescu? Dincolo de diferența care este ceva ce mi-e greu să o înțeleg până la urmă. Și problema tocmai asta e, că nu știm care este diferența cu adevărat. Pentru că doamna ministru, așa cum a spus și la Insider Politic săptămâna trecută, vorbește despre o diferență între numărul oficial de morți. 26.000 și 16.000. Așa este raportat la numărul de anul trecut. Însă dacă tot vii în fața presei și vorbește despre cifre care nu bat cap în cap, atunci fă acel raport public. Ce s-a întâmplat ieri a fost un exercițiu ratat de transparentizare. Pentru că doamna ministru tocmai a aruncat niște cifre și apoi la insistențele jurnaliștilor care pe bună dreptate cereau lămuriri, s-a transformat brusc în Florin Iordache. Cerea altă întrebare. Nu se poate un astfel de tratament, pentru că e important aici fiecare viață și fiecare moarte. Marea problemă când vom trage linie după pandemie va fi că nu vom ști cu adevărat niciodată câți morți vom avea după acest nenorocit de coronavirus. Au fost destul de multe voci care spuneau că tocmai asta este povestea. Cumva ne-am dat seama târziu că unele dintre persoanele care au decedat aveau chestiuni legate de COVID și de asta n-au fost raportate. Înțeleg aceste scăpări umane, însă e nevoie de și mai multă transparență aici. E vorba să știm dacă într-adevăr a fost o eroare umană, ceea ce pot accepta, a fost un haos de nedescris, sau dacă în plin an electoral, cu două rânduri de alegeri, și o să spuneți că sunt obsedat de această parte politică, dar știu exact ce s-a întâmplat anul trecut, unii manageri de spital au primit telefoane de la anumiți politicieni, tocmai ca să mai coafeze, să mai cosmetizeze puțin acele rapoarte, ca să poată ieși lumea la vot. Deci sunt foarte interesat de acest subiect, care, din păcate, bănuiesc a murit. Avem un raport al Departamentului de Stat din Statele Unite care menționează mai multe probleme ce au legătură cu poziția dominantă pe care Biserica Ortodoxă Română o are în România și vorbim probabil de presiune asupra instituțiilor statului pentru a obține relaxări, privilegii în situația actuală. Exact, asta s-a întâmplat în ultimul an. Am văzut o poziție puternică a Bisericii Ortodoxe, uneori având dreptate, alteori îndemnând la nesupunere. Și aici, când vorbim de Biserica Ortodoxă, trebuie să ne uităm, din păcate, la ce aripă din Biserica Ortodoxă vorbim. Pentru că am văzut o tabără moderată a Patriarhului Daniel și a purtătorului de cuvânt, exprimată prin vocea purtătorului de cuvânt, care a îndemnat la vaccinare și la respectarea regulilor în toate aceste 14-15 luni de pandemie. Dar am văzut și o
tabără care împinge spre anarhie, în fruntea căreia flutură steagul domnul Teodosie sau un alt preasfinția sa Teodosie. Acolo lucrurile arată mai relaxat, că vine și vara, deci probabil că n-a. Da, dar acolo arătau lucrurile mai relaxat și în plină iarnă și asta toamnă. De fiecare dată când lua o decizie guvernul, ieșea în alt preasfințitul Teodosie și spunea pe dos. Deci, în primul rând, cred că e nevoie de o reformă în interiorul Bisericii Ortodoxe și acest raport al Statelor Unite nu face decât să confirme ceea ce știam. Puterea Bisericii Ortodoxe în România, un fel de stat paralel. Avem o decizie care nu e definitivă în cazul primarului sectorului 5 Maria Evanghelie. E vorba de 11 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Povestea asta mi-e greu să înțeleg cum ar trebui să o apucăm. Haideți să mai spunem asta. O cifră. 30 de milioane de euro își pagă. 30 de milioane de euro. N-am greșit. Poate cei care se uită la noi cred că e vorba de 300 de mii de euro. Nu, sau e și complicat să o transform în lei. Exact. Nu are niciun rost să mai transformăm în lei. Lasă așa în euro. Dar aici gândiți-vă că domnul Marian Vanghele a fost primarul celui mai sărac sector din București. Ce? Și aici lua zeciuiala. De fapt, domnul Vanghele a ridicat această zeciuială la 20% își pagă din contractele publice. Și de aici aceste sume imense provenite din tot felul de lucrări la drumul publice, la reabilitarea de blocuri și așa mai departe. A stors domnul Vanghelie șpăgi, zeciuiala de oriunde și din piatră seacă, dar gândiți-vă ce se întâmplă în sectoarele cu adevărat bogate ale Bucureștiului sau în marele orașe din țară. Acum nu vreau să spun că toți primarii sunt hoți din România. Probabil că acolo se și vede că se întâmplă ceva și se merge pe premisa, băi, lasă fure pentru că face ceva și pentru mine. Această premisă a funcționat și în cazul domnului Vanghele. Numai puțin de 15 ani a fost primar acolo, din 2000 până în 2015, când a fost săltat de procuror și influența sa încă a rămas încă un mandat, până anul trecut, când s-a schimbat garda. Acolo a venit domnul Piedone. Hai să ne relaxăm. Mulțumesc și eu. Am trăit să vedem și pe asta. Federația Olandeză de Fotbal a luat o decizie care va revoluționa sportul rege. Vor fi acceptate echipe mixte chiar din următorul sezon. Bineînțeles că este vorba despre fotbalul din ligile inferioare. Până acum în Olanda, fetele puteau juca fotbalul în formații mixte doar până când împlineau vârsta de 18 ani. De acum încolo însă situația se va schimba. Totul a pornit de la o jucătoare de fotbal din Liga 4-a care nu mai putea evolua pentru echipa sa pentru că împlinise 19 ani. Așa că federația a decis că echipele mixte ajută la dezvoltarea fotbalului olandez. Alte informații din sport vedem chiar acum. Ai văzut cum anunța sarcina, arăta o hăinuță de bebeluș. Tu crezi că ar trebui să-ți faci așa un soare din carton, un norișor și când ajungi, ridici sau o tablă din aia cu magnet ca pe vremuri. Da. Bună dimineața din nou. Bună ar fi o idee. Ce ai ridicat? Ce magnet ne arăți astăzi? Să știți că până la ora 21 încă avem informarea aceea meteorologică de vreme instabilă. Ploile se mută în această zi, în jumătatea de nord a țării, dar în jumătatea de sud. E frumos. Deci înseamnă că o să arate mai mulți magneți. Poftiți la tabla fără magneți, vă rugăm frumos. În două, așa putem spune. Rugăm, da. Astăzi, ploile torențiale se mută în jumătatea de nord a țării și sunt anunțate în special în a doua parte a zilei. În unele locuri vor fi însoțite și de tunete și fulgere și se vor înregistra cantități însemnate de apă, peste 25, chiar 35 de litri pe metru pătrat. Nu este exclus să apară și grindina. În celelalte regiuni va fi mai bine. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade, după cum puteți vedea la Buzău, 22 de grade astăzi. Mâine se încălzește, dar nu scăpăm de atmosfera instabilă. Pe timpul zilei mai vin câteva picături, în special în zona montană și în extremitatea de sud a țării, iar spre seară sunt șanse să vină ploi serioase cu tunete și fulgere, tot pe acolo prin sudul țării. Temperaturile maxime ajung până la 27 de grade. În București, astăzi, vom avea o zi cu soare, doar vântul o să fie neplăcut, maxima atinge 24 de grade. Începutul de weekend aduce vreme plăcută, dar spre seară se adună norii și e posibil să avem nevoie de umbrelă. Temperatura maximă 25 de grade. Duminică se mai răcorește, iar după prânz cresc șansele de ploaie. Se vor atinge, iată, 22 de grade. Cam atât pentru moment. Irina, Daniel...
Mulțumim tare mult, Marina. Mulțumim, Marina. Primarii de sectoare vor să curețe capitala de mașinile abandonate. Ce planuri au autoritățile locale pentru aerisirea Bucureștiului și ce cred șoferii despre decizia edililor, aflăm după publicitatea la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Oamenii de știință au creat o serie de roboți capabili să învețe singuri și să se adapteze. Cercetătorii din grupul Soft Robotic Matter au arătat că un grup de mici roboți autonomi se pot adapta cu ușurință la circumstanțe în schimbare. Au conectat roboții într-o linie, după care fiecare robot individual s-a învățat să avanseze cât mai repede posibil. În curând, spitalele suport COVID vor reveni la patologiile pe care le tratau anterior. Revenirea spitalelor la tratarea afecțiunilor cărora erau alocate anterior se va face în funcție de scăderea numărului persoanelor internate cu COVID-19. Spitalele Foișor și Colentina sunt printre primele vizate, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. Prețurile locuințelor din România se mențin pe o traiectorie ascendentă. Suma medie solicitată la nivel național de către vânzătorii de apartamente s-a majorat cu 1,2% în aprilie. Pretențiile proprietarilor au fost mai ridicate în toate cele 6 mari orașe, Cluj-Napoca și Bucureștiul nemai situându-se în fruntea clasamentului. Twitter a cumpărat Scroll. Twitter a anunțat că lucrează la noi modalități de monetizare, motiv pentru care a achiziționat Scroll, un serviciu care elimină reclamele de pe site-uri pentru a vinde acces la conținutul acestora pe baza unui abonament. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. De mâine, românii nu vor mai fi obligați să poartă mască de protecție în aer liber. Excepție fac locurile aglomerate, stațiile de transport în comun și piețele. Un tren din Vaslui a fost reținut pentru că promitea pe internet obținerea permisului de conducere contra cost. Mai multe persoane i-ar fi plătit între 900 și 1600 de euro. Oamenii numără pagubele în urma inundațiilor istorice din județul Satu Mare. Cel puțin 6 localități au fost afectate și peste 100 de persoane au fost evacuate de urgență. Și zeci de containere cu deșeuri au fost verificate de autorități în portul Constanța Suda Gigea. Transportul venea din Germania. După ce prețul unui loc de parcare a fost majorat substanțial în București, primarii de sectoare s-au apucat să curețe capitala de mașinile abandonate. Doar în sectorul 6 sunt peste 10.000 de mașini lăsate de izbeliște pe spațiul public. Ca întotdeauna, șoferii se plâng și spun că nu au unde să-și parcheze automobilele. În schimb, pietonii spun bucuroși pentru că, vorba aia, se eliberează oraș. Așa e. Mașinile abandonate pe spațiul public vor deveni o amintire, promit autoritățile din sectorul 6, care au dat startul unei ample acțiuni de curățare. În doar 24 de ore de când au început să fie ridicate, mașinile lăsate pe spațiul public din sectorul 6 au fost aduse la centrul de depozitare 8 autoturisme. Autoritățile spun că este vorba despre 10.000 de mașini abandonate care vor fi aduse aici. Proprietarii sunt înștiințați inițial printr-o bulină roșie pe parbriz, apoi primesc notificarea acasă. Sunt buni de plată dacă își vor mașinile înapoi. Prin această bulină roșie, mare, vizibilă, care se lipește pe parbriz, este practic proprietarul înștiințat pentru a o lua de pe spațiu public sau a o îngriji sau o duce în altă parte. După ce trece cele 6 luni conform legii pentru această informare, doar după această perioadă putem ca să ridicăm mașinile. Proprietarii care vor să-și recupereze mașinile după ce au fost aduse la centrul de depozitare vor avea de plătit 300 de lei pentru ridicarea autoturismului, 200 de lei pentru transport și 30 de lei pentru fiecare zi de depozitare. Mașinile care nu vor fi revendicate vor fi duse la casat sau vândute dacă se poate. Bucureștenii sunt încântați că se mai aerisește orașul. După mine trebuie spluate, ridicate, că stau de foarte mulți ani, vă uitați dacă sunt unele îngropate în asfalt. Au început să le strângă, însă nici primăria nu-și face treaba. Da? Ar trebui totuși amenajate locuri de parcare. Și în sectorul 5 se ridică mașini. Acest cetățean povestește însă că autoturismul care a fost luat din fața blocului nu era o rablă abandonată, dar pentru că era sub sechestru din cauza unei executări silite, nu l-a putut muta. Nici măcar nu ați vrut să vedeți de ce stă mașina aici.
Păi așa este, de ce să nu fac ITP dacă mașina este sechestrată? Reprezentanții poliției locale a sectorului 5 susțin că s-a urmat procedura legală și că instituția nu a fost anunțată oficial despre sechestru. Locuitorii dintr-o comună suceveană trăiesc cu teamă din cauza unui urs care le intră în gospodării și le atacă animalele din curte. Autoritățile locale îi asigură pe oameni că ursul va fi capturat și relocat. Poliția promite să asigure patrule pe timpul nopții. Sătenii din Pojorât au tras o sperietură zdravănă după ce un urs a făcut apariția prin gospodăriile unora dintre ei. Gospodarul în curtea căruia a intrat ursul a reușit să alunge sălbăticiunea. Când învârt capul, era ursul, lângă mine. La 2 metri, dacă era. Eu, na, de frică, zic, ce faci, băi, ce casă aici? S-a întunat înapoi și o sări peste poartă aici, a? S-a dus. Ursul l-a zăbovit prin sat aproximativ o oră și a reușit să străbată mai bine de 2 km. A intrat atât în gospodării, dar a fost alungat de săteni și pe ulițele principale. Înainte să ajungă în pădure, însă, a intrat în curtea unui gospodar și a atacat un vițel. Un tânăr a reușit să surprindă ursul care hoinărea pe strada principală din localitate. Bă, da, mari, bă. Da. Aceasta a fost a doua oră de Focus la Prima Oră. Noi ne revedem în câteva minute la 9 fix. Nu uitați până atunci că ne puteți găsi pe Facebook Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la numărul de telefon 0720111199. Și dar avem și un site, focusprimatv.ro. Rămâneți alături de noi. Mari știri care țin de, de declarațiile președintelui Iohannis. La ce te referi? Dă masca jos și da? Se revigorează industria care ține de rujul. Ah, make-up, incredibil. Da, tu așa dai e, seama? Așa e, ne machiem. Doamnelor și domnilor, aproape ora 9 am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. De mâine românii nu vor mai fi obligați să poarte masca de protecție în aer liber, excepție fac locurile aglomerate, stațiile de transport în comun și piețele. Zeci de containere cu deșeuri au fost verificate de autorități în portul Constanța, Suda Gigea. Transportul venea din Germania. Oamenii numără pagubele în urma inundațiilor istorice din județul Satu Mare. Cel puțin 6 localități au fost afectate și peste 100 de persoane au fost evacuate de urgență. Și un tânăr din Vaslui a fost reținut pentru că promitea pe internet obținerea permisului de conducere contra cost. Mai multe persoane i-ar fi plătit între 900 și 1600 de euro. Știrea acestei zile așadar vine din declarația de ieri a președintelui Klaus Iohannis, care a anunțat relaxarea măsurilor de restricții impuse de pandemie. Din discursul președintelui, cel mai important lucru e faptul că de mâine, de la ora 0, nu vom mai fi obligați să purtăm masca de protecție atunci când ieșim afară. Și restul lucrurilor pe care le-a anunțat sunt la fel de importante, așa că vă invităm să le ascultați. Din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur, rămân excepțiile din exterior unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public. A doua măsură care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și simultan se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și în acest fel majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Ploile torențiale au făcut prăpăd în nord-vestul țării. A plouat atât de tare și atât de mult încât zeci de case au fost acoperite de ape și sute de animale au murit înnecate. Peste 100 de oameni au fost evacuați cu ajutorul bărcilor. Cele mai afectate localități din județul Satu Mare au fost Hurezu Mare și Socond. Filmările făcute cu drona arată ravagiile făcute de ape, case distruse, drumuri care nu se mai văd și sute de hectare de culturi compromise. Ieri după amiază, autoritățile locale au anunțat că apele încep să se retragă și încep să facă și o evaluare a pagubelor. Cele mai afectate localități au fost Hurezu Mare și Socond.
Pompieri au evacuat peste 150 de persoane din casele inundate. Apele dezlănțuite au măturat totul în calea lor. Sute de animale au murit înecate. De la 5 jumate am început, am scos copiii, după ce am scos animalele, multe au murit în ele, încă trăiesc cu găini, au dus apa, după aia s-au tras acolo apa, după aia căruța, tot. Ia uitați, băieți, ce aici păstrână, uitați, apa, Dunăre, uitați, inundații! A fost un debit istoric, peste 70 de litri de apă în mai puțin de 3 ore. Sunt peste 800 de animale moarte, sunt peste 1000 izolate, 100 și ceva de gospodării care au fost afectate. Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru ca localnicii ale căror case au fost distruse de viitură să nu rămână pe străzi. În comuna Sopond avem două case care au căzut, două căsuțe de de mici care erau construite la periferia localității, unde avem într-o casă 8 cetățeni care se vor muta prin grija primăriei Sokond într-o altă locație și cealaltă casă avem 4 persoane, 2 copii și 2 majori care s-au mutat deja la rude. Pe mai multe râuri din județul Satu Mare, hidrologii au emis cod roșu de inundații. Nici meteorologii nu vin însă cu vești bune pentru perioada următoare. Conceptul de nomad digital a luat cu asalt companiile din România. Dar ce înseamnă acest nou trend de care profită angajații? Aflăm în câteva minute de la invitata noastră, Elena Domneac, la Focus la Prima Oră. Polițiștii din Dorohoi au arestat un bărbat care timp de 2 ani și-a agresat sexual fiicele vitrege. La fel de șocant este și faptul că bărbatul a anunțat poliția acum o lună că una dintre fete ar fi fost violată de un individ necunoscut din localitate. Mai multe detalii aflăm de la colegul nostru Cristian Cosmaciu. Cristian, cum s-a aflat până la urmă de faptele bărbatului? Bună dimineața! Agresiunile bărbatului au apărut în urmă cu 2 ani, la scurt timp după ce mama fetelor a început să trăiască în concubinaj cu acesta. Cele două minore de 12 și 15 ani în momentul de față s-au mutat alături de mama lor în casa bărbatului, acolo unde acesta a început să profite de ele. Fiica cea mare însă nu a suportat pentru mult timp ticăloșiile individului și a fugit de acasă găsindu-și un iubit. Acum, când relațiile în familie au început să se înrăutățească, agresorul a mers la poliție și a reclamat violurile asupra fiicei mai mari. A aruncat însă vina pe un bărbat necunoscut din comuna în care locuiesc cu toții. Le-a amenințat pe cele două fete și le-a determinat să mintă în fața anchetatorilor. Însă polițiștii au hotărât să facă cercetări suplimentare, întrucât lucrurile păreau să nu se lege. Au ajuns chiar să ascundă microfoane în casa bărbatului și asupra celor două minore, iar din discuțiile înregistrate a ieșit la suprafață și adevărul. Ulterior, și cele două fete au spus tot ce s-a întâmplat în fața polițiștilor și s-a ajuns la constatarea că cel care le-a abuzat a fost chiar tatăl lor vitreg. Acum, individul a ajuns ieri în fața magistraților de la judecătoria Dorohoi, iar aceștia au decis să îl placeze în arest preventiv de 30 de zile. Bărbatul riscă acum ani grei de închisoare. Cele două fete au fost luate din sânul familiei și predate în grija celor de la protecția copilului. Atât de aici, la revedere! Infractorii nu au înțeles că și polițiștii pot urmări ce se întâmplă pe rețelele sociale. Un tânăr din Vaslui s-a lăudat pe una dintre ele că poate obține foarte ușor permise de conducere. Polițiștii au văzut imaginele și l-au reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă. Cât de reale erau promisiunile lui, știe colega noastră Daria Diaconuc. Bună dimineața, Daria! Tânărul de 28 de ani din Vaslui reușea să pară convingător în fața doritorilor de obținerea permiselor de conducere, pentru că el spunea că are cunoștințe în ceea ce privește funcționarii publici care ar putea să elibereze cu ușurință astfel de permise de conducere. Le cerea sume între 900 și 1650 de euro pentru un permis. Reușea să-i ademenească foarte ușor datorită internetului. Polițiștii au intrat pe
pe fir și au făcut două percheziții domiciliare în urma celor două mandate care au fost date, iar procurorul de caz a dat în primă fază 24 de ore pentru acest tânăr, care astăzi va ajunge în fața Tribunalului Vaslui. Faptele au fost comise în perioada august 2020 martie 2021, iar polițiștii și procurorii împreună lucrează la acest caz. Un tânăr care a reușit foarte ușor să ademenească datorită internetului mai multe persoane care își doresc să aibă un permis de conducere valabil și să poată, practic, cu ușurință să treacă peste anumite etape care inițial ar trebui să se întâmple în ceea ce privește obținerea unui permis de conducere. Acestea ar fi faptele. Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 din capital, a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare de către Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Hotărârea instanței vine în urma unui proces care a început în urmă cu 6 ani. Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Potrivit procurorilor, fostul primar ar fi primit mai mulți bani de la mai mulți oameni de afaceri pentru a le facilita lucrări în sectorul 5 al capitalei. Prejudiciul calculat, care reiese din supraevaluarea proiectelor, este de peste 15 milioane de euro, din cele 30 cât ar fi fost evaluate per total. Alături de fostul edil au mai fost trimiși în judecată și angajați ai primăriei, dar și oameni de afaceri care au primit de la 3 până la 8 ani de închisoare cu executare în acest dosar. Dosarul privind presupusa fraudare a alegerilor pentru primăria sectorului 1 naște controverse. După ce în spațiul public a apărut informația că polițiștii și procurorii de la secția specială ar fi descoperit că există o diferență între buletinele de vot existente fizic și numărul total de voturi exprimate, reprezentanții parchetului general vin cu precizări. Colega noastră Maria Băurceanu are mai multe detalii despre acest caz. Bună dimineața! Ancheta secției speciale în cazul alegerilor sectorului 1 nu a fost finalizată. Termenul a fost prelungit până în data de 1 august la cererea Poliției Capitale, care a invocat volumul mare de muncă potrivit parchetului general. Aceste precizări vin, așa cum spuneați și voi, după ce miercuri în spațiul public au apărut mai multe informații, conform cărora există o diferență mare care a reieșit la numărătoare de voturi existente fizic în comparație cu voturile exprimate. Se pare că rezultatul ar fi în defavoarea actualului primar al sectorului 1, Clotilde Armand, care nu ar fi câștigat competiția cu Daniel Tudorache. Așadar, instituția spune că nu, din verificările făcute până acum, nu s-a putut stabili dacă chiar există această diferență și urmează ca pe 1 august instanța să se pronunțe în acest caz. Irina Daniel. Mulțumim, Maria. Importăm gunoi într-o țară sufocată de gunoaie. Garda de mediu și garda de coastă deschid zilnic 10 de containere pline cu deșeuri aduse în portul Constanța. Gunoaiele vin din Germania, iar transportul în România este organizat de o firmă belgiană. Anchetatorii spun că în fiecare container sunt peste 20 de tone de deșeuri, iar asta este doar începutul unui fenomen care nu poate fi controlat. Fiecare container ar putea să otrăvească mediul înconjurător dacă ar ajunge la incineratoarele din țara noastră. Nu trece zi fără câteva containere pline cu gunoaie descoperite în Constanța. Au descoperit în data de 7-10 containere, în data de 10-15 containere, în data de 11-25 de containere. Până în momentul de față au fost deschise 65 de containere. Marfa ambalată în saci conține tocătură din aparatură electronică, amestecată cu tot felul de materiale neferoase și alte deșeuri posibil periculoase. Tuburile fluorescente uzate poluează mediul cu mercur. Bateriile uzate conțin mari cantități de metale toxice, plumb, nichel, cadmiu, zinc, iar dintre plastice, policlorura de vinil e cea mai toxică pentru mediul înconjurător. Acolo este ulei de motor. Noi importăm așa ceva? Sunt deșeuri amestecate de toate tipurile. Sunt deșeuri, bucăți de electrocasnice și electronice tocate mărunt, care n-au cum să fie reciclate sub nicio formă. Forța de muncă ar fi uriașă pentru a colecta selectiv metalul la metal, plasticul la plastic, cablaje, bateriile, asbestul și așa mai departe. Înțelegem acum de ce străinii vor să scape de gunoaie. Specialiștii gărzii de mediu spun că legislația europeană permite importul de deșeuri doar în vederea valorificării într-o instalație autorizată. Există un document special care însoțește gunoaiele în tranzitul lor dintr-o țară în alta. Se numește Anexa 7 și acolo trebuie înscrisă printre altele și fabrica unde ajung să fie reciclate, nu arse. Pe Anexa 7 se menționează un cod de deșeu
instalația unde trebuie să ajungă deșeurile și de unde au plecat. Acestea nu au. Inițial au venit 10 container, au venit cu anexă 7, însă codul menționat pe anexa 7 nu era corespunzător cu cel din Big Bakes-uri, așa, și ulterior n-au mai venit cu niciun document. Cazul gunoaielor de import este investigat de procurorul Teodor Niță, același magistrat care în urmă cu un an i-a anchetat pe doi români și un englez pentru importul ilegal din Anglia 17 containere cu deșeuri. De câțiva ani ține socoteală gunoiului care intră în România deghizat în produse second hand sau în deșeuri reciclabile 100%. Sunt multe mii de tone, sunt foarte multe mii de tone și temerea mea este că acestea se vor amplifica într-o proporție geometrică. Ar trebui să avem laboratoare, ar trebui să avem o logistică care să permită analize de acest gen. Ori, spre exemplu, Garda de Mediu și Agenția de Mediu nu au laborator acreditat. Firma care urma să preia gunoaiele din port se numește Otodix și are sediul într-un apartament dintr-un bloc din Ploiești. Locatarii spun însă că nu cunosc prea bine persoanele care locuiesc acolo. Are cumva vreo firmă de reciclare a deșeurilor? S-ar putea că mai găsim, văd eu aici încărcat. Dar nu știți cu ce se ocupă? Nu, eu sunt bătrân, ei sunt tine. Până acum, în România au ajuns gunoaie din Portugalia, Marea Britanie, Germania și Canada. Exportatorii preferă să trimită deșeurile în România pentru că procesarea unei tone de gunoi costă aici 17 euro, în timp ce în Uniunea Europeană ajunge la 500 de euro. Scene dramatice surprinse în comuna suceveană Moldovița. Un cal înhămat la o căruță a fost pus la pământ de un camion încărcat cu lemne. Incidentul a avut loc chiar în fața primăriei din localitate. În imaginele surprinse de o cameră de supraveghere se poate vedea cum șoferul tirului a încercat să depășească atelajul și a acroșat animalul și căruța. Calul a murit, iar căruța a fost răsturnată pe marginea drumului. Din fericire, căruțașul a scăpat, afară însă, din spusele polițiștilor, el ar fi fost vinovatul, deoarece a schimbat direcția de mers a atelajului în timp ce camionul se afla în depășire. Bărbatul spune că singura sursă de venit a familiei sale erau calul și căruța. Un șofer de camion care transporta nisip în localitatea Florești de lângă Cluj a intrat într-un bloc. Din primele cercetări se pare că totul s-a întâmplat din cauza faptului că basculanta a rămas fără frâne. Șoferul acestui camion transporta nisip pentru un bloc în construcție aflat pe o stradă din apropierea celui în care a intrat în plin. În rampă nu a mai putut controla mașina. Pe jos sunt urme de frânare destul de serioase. Eu dorm în camera aceea și s-a auzit foarte încet zgomotul și am auzit sunete de poliție de asta și după aceea m-am uitat pe geam și am văzut acolo un echipaj de poliție, de pompieri. Practic, șoferul camionului a pierdut controlul și, deocamdată, nu este clar dacă, controlat sau nu, a lovit balconul de la etajul 1. Proprietarii șocați de zgomotul puternic au ieșit din locuință. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă oamenii spun că localitatea este sufocată de blocuri cu alei strâmte și cu o infrastructură care lipsește cu desăvârșire. Cu siguranță, dacă strada ar fi fost mult mai lată, poate că situația ar fi avut un alt final. Singura modalitate ca să fie scos camionul intrat în balconul pus la pământ este ca întreaga încărcătură să fie mutată, lucru care de altfel se întâmplă în aceste momente. Noțiunea de nomad digital apare din ce în ce mai des în documentele companiilor de resurse umane. Ce este un nomad digital? E angajatul care nu are neapărat o chestiune condiționată legată de locul de muncă efectiv. Poate să-și facă treaba de acasă, dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Și pentru mulți, stilul acesta de viață devine din ce în ce mai simplu datorită tehnologiei, iar competiția pentru atragerea lor este atât de mare încât există deja 18 state care oferă vize de tip digital nomads. Invitata noastră de la această oră este Elena Antonea, fondatoarea unei platforme mondiale care oferă servicii de mobilitate în peste 130 de țări. Bun găsit, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Doamna Antonea, care este profilul acestui nomad digital și, nu știu, care e atractivă? Ce categorie de vârstă este atractivă?
Da, noi în industria de mobilitate globală considerăm că nomazii digitali sunt toți acei oameni care își pot desfășura activitatea în spatele unui computer. Fie că vorbim despre un angajat care poate lucra remote, adică cum definim în legislația din România, poate practica telemunca, un freelancer, adică o persoană care are un contract de prestări servicii cu o companie pe perioadă de un an, doi ani și poate lucra de oriunde, și mai avem o a treia categorie, aceea de antreprenori. Da? Și antreprenorii își pot desfășura activitatea dacă au o companie de tehnologie, își pot desfășura, spre exemplu, activitatea de oriunde din lume. Cam așa, cam ăsta este profilul. În plus, nomazii digitali sunt foarte tech-savvy, adică sunt foarte pasionați de zona asta de tehnologie. Și în plus, ei își doresc foarte, foarte mult să călătorească. Recent am citit un studiu care releva faptul că 80% din generația millennials, deci 80% dintre, și eu fac parte din generația millennials, își doresc să-și desfășoare activitatea măcar pentru 3 ani undeva în afara țărilor de baștină, ca să zic așa. Și România de ce este interesată? Ce-o face pe România să fie interesată pentru acești nomazi? Avem internetul bun, nivelul de viață exact, sau al prețurilor exact. E mai da, mult România, decât atrăgător? România scorează, deci suntem pe locul 3 în lume ca fiind una dintre cele mai atractive țări pentru nomazi, ceea ce este un lucru extraordinar și, într-adevăr, scorăm extraordinar de bine la viteza internetului. Suntem, cred că, undeva la top 5 cele mai bune țări din lume pe zona asta de internet, viteză la internet. Eu vreau să spun că merg în Statele Unite și, de exemplu, sunt la conferințe și am o prezentare. Am emoții atunci când am o prezentare și trebuie să folosesc internetul, pentru că nu știi cât de repede merge, nu știi dacă pică sau nu. Pe când în România n-am avut niciodată această problemă. Asta e unul, deci viteza internetului. Apoi avem costul vieții, care încă este scăzut în România. Angajații aici, care au un salariu mediu, să zic, își permit să aibă o viață foarte bună. Chiriile, care sunt deocamdată încă mici. Deci acestea sunt primele trei considerente. Și apoi mai avem zona de impozit la salariu, care este una dintre cele mai... Deci impozitul la salariu în România este considerat ca fiind cel mai mic din Europa. Vorbim de 10%. Iar acest impozit ne face extrem, extrem de atractiv pentru țările, pentru angajații din vestul Europei, unde acolo vorbim de un impozit progresiv, adică în Europa de vest, cu cât ai salariu mai mare, cu atât plătești mai mult impozit la stat, pe când în România vorbim despre un impozit flat. Asta ne face extrem, extrem de atractiv. Doamna Antonia, apropo de atractivitatea României, știm că există și un proiect de lege care să reglementeze acest statut, nu? De nomad digital. Cât de agresivă este competiția între state pentru atragerea acestei categorii de angajați? Și ne-ați spus deja punctele forte ale României. Dacă ar fi să facem un top, nu știu, al acestei competiții, cam unde ne aflăm noi? Deocamdată nu ne aflăm pe nicăieri, deoarece acest proiect legislativ abia acum România vorbește despre el. Noi am adus în discuție acest subiect încă de anul trecut, dar nu s-a marșat foarte mult pe zona asta. Așa cum ați spus la început, există deja 18 țări care au implementat viza de nomad digital. Acum România abia se vorbește despre asta. Nu-mi dau seama cât de avansate sunt discuțiile, pentru că nu-mi dau seama dacă în guvern sau în parlament au fost invitați, cum am spune noi, în zona de tehnologie, dacă s-a făcut discovery pe nevoia pe care o au beneficiarii direct și indirect acestui proiect, sau pur și simplu s-a luat așa, s-au luat decizii într-un grup restrâns de persoane fără a cunoaște exact implicațiile și cam ce nevoie există în piață.
cam aici ne situăm, adică nu suntem foarte, foarte departe. Noi nu am văzut. Am o întrebare, am o curiozitate. Cumva de vreo câteva minute, vreo 2-3 minute, mă tot gândesc la o chestiune, nu vă întreb la ce mă gândesc, că vă spun eu de la început. Eu vreau să devin nomad digital. Mi se pare extrem de atractivă ideea, dar cum aș putea să văd harta posibilelor joburi? Cum pot să descoper care sunt pașii? Care sunt chestiunile care m-ar face să intru în această categorie sau să nu intru în această categorie? De ce nu? Da, lucrurile funcționează un pic diferit. Și o să explic de ce. Probabil ați citit că sunt companii globale mari, cum ar fi Spotify, Microsoft, Amazon, care au anunțat încă de anul trecut că vor lăsa angajații să lucreze de acolo de unde sunt productivi. Asta înseamnă că angajaților li se va permite să lucreze fie din același stat sau vor putea lucra de oriunde aleg ei în lume. Și angajații, trendurile sunt următoarele. Foarte mulți se uită și zic, ok, de ce ar trebui să rămân în Statele Unite unde costul vieții este foarte ridicat? Eu am un salariu foarte bun, de ce nu aș alege să mă duc, să mă relochez în România și să stau în Transilvania pentru 2 ani, să cunosc cultura, să mă bucur de natură și să lucrez în spatele calculatorului, făcând și niște... nu saving-uri, niște reduceri de costuri, ca să zic așa. Deci ideea este că, în mod normal, nomazii digitali nu vin într-o țară pentru jobul respectiv, ci jobul în principiu ei îl au, dar ei pot alege să locuiască într-o țară sau alta, funcție de ceea ce oferă țara respectivă. Da? Și de aceea spuneam că țările se vor bate pe acești nomazi digitali și vor veni cu, să spunem, oferte de viață foarte atractive, astfel încât să îi atragi pe acești nomazi digitali care câștigă un salariu, trăiesc într-o țară anume și își cheltuiesc salariul în țara respectivă, ceea ce este un... Mulțumim frumos pentru informații. Mulțumim tare mult, vă mai așteptăm pe la noi. N-ai șanse, nu ai poziția, șanse. E clar. Va trebui să mă gândesc la o cu totul altă variantă. Poate deschid o frizerie. Ceva. Poate la sport, pentru că, uite, vorbim despre sport. Serena Williams nu a putut sărbători așa cum se cuvine meciul cu numărul 1000 al carierei. Americanca a fost eliminată în turul 2 la Roma de Nadia din Argentina. Imediat după această înfrângere, sportiva, care are 23 de titluri de Grand Slam în palmares, a luat o decizie surprinzătoare. A cerut wild card la un turneu mic pentru a avea mai multe meciuri pe zgură înainte de startul celui de-al doilea Grand Slam al anului, Roland Garros. Fostul lider WTA a fost acceptată imediat de organizatorii turneului de la Parma. Alte informații din sport vedem chiar acum. Doamnelor și domnilor, continuăm cu o informație de ultimă oră. Este vorba de un accident care s-a petrecut cu puțin timp în urmă. Atenție, imaginile pe care le veți urmări sunt imagini needitate, extrem de dure, care vă pot afecta emoțional. Imaginile pe care le vedeți sunt din județul Brașov, la ieșirea din localitatea Rotbav, acolo unde în accident au fost implicate 4 persoane. La fața locului au ajuns 3 echipaje smurd, unul pentru descarcerare și 2 mașini cu apă și spumă, așa cum spunea și colegul meu, vorbim despre 4 persoane decedate în urma acestui accident. Din păcate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele 4 victime. În aceste momente, traficul este îngreunat și se circulă alternativ. Se pare că lumea și-a dorit să iasă din case pentru că vremea se anunța a fi bună în weekend și ăsta poate fi unul dintre drumul era momente, umed, da. Probabil a plouat ceva în zonă. Unde mai plouă, Marina? Unde se mai pot întâmpla lucruri de genul ăsta din pricina vremii? Sper că nu se vor mai întâmpla nicăieri astfel de lucruri. Până la ora 21 astăzi avem o informare meteorologică de vreme instabilă. În jumătatea de nord o să plouă cel mai mult astăzi. Okay. În jumătatea sudică vremea va fi mult mai bună. De asemenea, mâine, pentru că se apropie weekendul și iată oamenii deja se gândesc să iasă din oraș, vremea va fi mai bună mâine. Va ploua mai mult la munte și în sudul extrem al țării. Iar duminică rămânem iarăși cu vreme instabilă. Putem vedea câteva cu temperaturi, siguranță. Te rugăm? Da.
Astăzi, ploile torențiale se mută în jumătatea de nord a țării și sunt anunțate în special în a doua parte a zilei. În unele locuri vor fi însoțite și de tunete și fulgere și se vor înregistra cantități de apă însemnate. Nu este exclus să apară și grindina. În celelalte regiuni va fi ceva mai bine. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade. Iată, la Buzău sunt 22 de grade. Mâine se încălzește, dar nu scăpăm de atmosfera instabilă. Pe timpul zilei mai vin câteva picături în zona montană și în extremitatea de sud a țării. Iar spre seară sunt șanse să vină ploi serioase cu tunete și fulgere, tot pe acolo prin sudul țării. Temperaturile maxime ajung până la 27 de grade. Și la munte mai scad temperaturile, iar norii vor fi mulți. Sunt așteptate averse și local descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara. Iar în unele locuri, cantitățile de apă vor depăși 25, chiar 35 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări locale, în special pe creste. Deocamdată mă opresc aici cu informațiile meteo. Vă las acum cu Irina și Daniel. Mulțumim frumos, Marina! Cum v-am obișnuit deja, dacă e final de săptămână, avem și o rețetă specială pentru weekend. Ce v-au pregătit colegii noștri Patricia și Horia, aflăm imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Știu că Horia și Patricia ne-au pregătit ceva dulce astăzi. Corect. Cred că va fi ceva delicios. Veți vedea și dumneavoastră de altfel alături de noi despre ce este vorba. Bună dimineața, dragii noștri! Bună dimineața, dragul meu coleg Horia! Bună dimineața, Patricia! În această zi frumoasă de vineri... O fi? O fi! Și știți ce? L-am porupt din nou pe Horia să ne facă un desert. De fapt, da, să-l pregătim împreună, pentru că știți că mie plac deserturile, chiar dacă eu par așa mai drastică vis-a-vis de partea alimentară, nu sunt. Pentru că viața trebuie trăită. Sigur, intens. Un desert care nu are ciocolată, nu are zahăr aproape în el, dar e super. Deci e cel mai bun, ne trăim viața extrem de intens cu fără ciocolată. Dar bine, fie și de data asta. Eu mi-am pregătit deja bolul de sticlă și ingredientele. O bucată serioasă, așa vreo 200 de grame, un bol serios de mascarpone, dar nu orice fel de mascarpone, ci este mascarpone fără lactoză, pe care îl faceți voi acasă vegan și aici o să intervin eu, dar despre asta alt vorbește Horia. Bun. Apoi, am pus un pic de cacao, dar nu-s hotărât dacă o folosesc la urmă sau nu. Iaurtul, două tipuri de iaurt de cocos, unul este și deja amestecat cu puțin, cu puține fructe de pădure. Apoi avem o combinație de fructe, că... zmeurică, căpșuni și afine. Da, de, evident, sau de sezon, depinde ce sezon suntem. Și un pic până de zahăr, sigur că da, sigur. Acum ne bucurăm de astea, că acum au început să apară cât mai roșii și cât mai frumoase. Da, exact, exact. Bun, hai să-i dăm bătaie. Hai să-i dăm bătaie. Deci tu folosești acum, astăzi, un mascarpone. L-am luat de la supermarket, îl găsiți deja, găsiți fără lactoză peste tot. Puteți să folosiți niște lapte de cocos, acela cremos, foarte cremos, crema de cocos. Undeva la 100 de grame de caju pe care lăsați înainte 10 minute în apă caldă, nu-i așa, Horea? Am da, stabilit am asta. Sabit. Pentru cine are apă puțin caldă. Puțin praf de... Cine nu are apă caldă, sare, da, puțină sare, sucul de la o jumătate de lămâie și un îndulcitor. Eu folosesc de obicei ștevie sau green sugar, găsiți de toate la plafaruri sau chiar în supermarketuri. Bun. Blender și gata. Ăla este un mascarpone pe care lăsați în prealabil la frigider înainte să-l folosiți. Să trăiți? Am înțeles. Ok. Am pus 250 de grame de mascarpone. Am pus. Ok. Apoi niște zahăr pudră, zahăr pudră, care, din nou, dacă aveți o problemă cu zahărul, puteți să folosiți îndulcitor natural. Ștevie, green sugar, bun, poate perfect, chiar și miere, nu mă deranjează cu nimic și să știți că nu schimbă textura. Deci, ce aveți acasă? Bun. Ia uite. Practic, că... din câte mi-a suflat mie păsărica de lângă mine mai devreme, adică știu că nu e foarte indicat să facem cu blenderul de data asta, nu e așa, ca să păstrăm pufoșenia. Da, să rămână destul de pufos, exact. Exact. Dacă tot punem... Bine,
cu cât acum, dacă îl bați foarte mult cu un blender, el tinde să se spumeze puțin la un moment dat. Dar vorbim acum de o rețetă rapidă în care nu necesită neapărat o... Și urmează să punem și fructele și după aia, dacă se zdrobesc prea tare, nu... Eu mă gândesc, ziceai, apropo de rețetă rapidă, eu mă refeream doar rețetă cu pofte, da. Să zic așa. Bun, iaurturile... Deci vedeți ce repede merge. Și hai să vă povestesc puțin și care e treaba din perspectiva modului de funcționare a organismului cu rețetica asta, că tot am început-o. E puțin mai light pentru corp decât atunci când tu recurgi la o brânză mascarpone care să conțină și lactoză, care bineînțeles va avea un mod total diferit de digestie. Folosim iaurt care este fermentat, conține inclusiv fermenți naturali și atunci din nou ajutăm puțin pe partea asta de digestie. Dar știți ce vreau să vă zic eu de fapt? Acest desert îl puteți servi înainte de masă și acum o să-mi dea Horea în cap. Cum adică înainte de a mânca? Asta e veșnica discuție, ca și cu când servești pălinca, înainte sau după masă. Și când o servești acum, dacă tot ai început, acum, eu neștiutor. La noi totdeauna se servește înainte de masă, dar nu totdeauna e foarte digestiv. Bine, pentru că nu este chiar digestiv. Adică noi o folosim pe post de digestiv, dar dacă o compar cu un alt digestiv din altă parte, sunt diferențe foarte mari. Așa că eu nu aș bea tărie înainte de... masă. Da, să știi că un desert care este fresh înainte de masă cu 20 de minute, n-am spus fix înainte, știi care e povestea? De fapt, povestea desertului ar fi că atunci când îl consumi după masă, îți crește glicemia instant. Da? Este un spike din acela și apoi e mult mai rapidă și căderea și pofta de dulce va reveni mult mai vividă, să zic așa. Dar dacă tu ai desertul înainte de masă, atunci când tu vii apoi cu partea alimentară, cu celelalte preparate, îți vor reuși să aducă glicemia înapoi pe un plan continuu, să zic așa. Și nu o să facă atâta rău acel desert. Așa că și dacă are zahăr și dacă n-are, e mai lesne situația. Până m-ai îmbrobodit puțin cu desertul înainte de masă, am pus și niște fructe în crema noastră, mai pun câteva, le-am zdrobit așa foarte grosier, pentru că vreau să rămână cumva așa bucăți, și mai ales pentru că pișcoturile nu o să vreau să le înmoi și cumva vreau să le pun în borcan, pișcoturi, crema cu fructe și mai departe și le-aș lăsa 4-6 ore și aș vrea cumva pișcoturile să-și treacă de acolo puțină... Da, știu că la tiramisu clasic trebuie să prepari zeama respectivă de cu cafea, cu așa mai departe, sau chiar și când faci tiramisu clasic cu fructe. Știu că trebuie să pui sirop, pur și mai departe. Sigur. Dar noi vrem să eliminăm, nu? Da, uite. Vrem să folosim efectiv dulceața și lichidul și apa din fructe ca să facem asta. Mamă, nu vă pot explica ce bine arată. Și nu vă pot explica ce pofte mă încearcă. Bun. Și cum o să stau eu 4 ore fără să degust? Cum o să stăm 4 ore? O să muncim altceva în aceste 4 ore ca să nu ne stea gândul aici. Da, bun, două este. Borcane frumoase, niște pișcoturi pe care le putem zdrobi în bucățele mai mici. Da, uite, apropo de pișcoțelele astea, de pișcoturile acestea, pe mine m-a învățat mama, când eram așa mai micuță, să fac niște pișcoturi super mega simple, care conțineau efectiv doar făină, poate puțin unt, apă, sare și niște îndulcitori. Și să știți că puteți face chestiile astea chiar într-un timp foarte scurt, adică până pregătiți asta și să se ia la cuptor 15 minute să crească cu puțin bicarbonat de sodiu, sau să știți că există, dacă tot aveți lupta asta cu zahărul, că eu mai am câteodată, știu, mai ales dacă sunteți acasă mame care vă uitați azi la noi și eu sunt mamă și știu că încerc să reduc cantitatea de zahăr și pentru mine și pentru copiii mei. Dar... Aceasta a fost ultima oră de Focus la prima oră acestei săptămâni. Începem un weekend plin de informație, sfaturi pentru o viață sănătoasă și discuții interesante însoțite de muzică. Astăzi de la ora 14 Livia Graur vă așteaptă la Focus, iar mâine dimineață alături de Luciana Intre aflăm cum să avem grijă de noi. Duminică de la ora 14 Mircea Dinescu vorbește despre politică și delicatețuri cu regizorul de film Ivana Mladenovici și află totul de la Prima TV în acest weekend. Noi ne revedem luni dimineață la ora 7, un weekend minunat aveți.